Salut! În acest tutorial vom învăța, vom studia comentariile în HTML. Ele sunt de două feluri. Sunt comentarii simple și sunt comentarii condiționale. Deci, hai să vedem. În primul rând, comentariile simple. Ele se notează în felul următor. Semnul mai mic, semnul exclamării, două linii. Acesta este comentariul. Și se închide cu două linii, semnul mai mare. Salvăm, verificăm în browser. Noi nu vedem nimic. Comentariul este doar pentru dezvoltator, pentru cel ce creează pagina, website-ul, program, orice. Comentariile sunt în orice limbaj de programare și de marcare. Noi dacă vedem acum sursa paginii, noi o să vedem comentariul. Acesta este un comentariu. Da, de la pagina nu se afișă. Și este extrem de recomandat oricărui dezvoltator să scrie comentarii în codul său cât mai mult, cât mai explicit. De exemplu, eu scriu, aici se începe computer code. Și la urmă facem, aici se termină. Termină computer code. De exemplu, eu intru peste jumătate de an, mă uit în codul meu. Eu m-am uitat în cod și văd comentariu. Aici se începe computer code și aici se termină computer code. Și gata. Eu nu trebuie să caut de la primul tag code până unde el se termină la pre aici sau se termină la beer sau la pe în altă parte. Noi știm că de aici până aici. Eu vă recomand foarte mult orice cod n-ați scrie să folosiți comentarii și cât mai multe. Și al doilea tip de comentarii sunt comentariile condiționale. Ele de obicei se folosesc pentru Internet Explorer 8, 9, versiuni mai vechi, mai scurt. 8 și mai vechi ca 8. Și ele scriu în felul următor. Semnul mai mic. Semnul exclamării. Două linii. Deschidem paranteza pătrată. If e Internet Explorer 8. Închidem paranteza pătrată. Închidem. Punem semnul mai mare. Aici scriem careva cod. Ce își trebuie să fac. Sau hai să spunem normal așa. Browser. Tău este prea vechi. Te rog să-l renuiești. Punct. Și se termină condiționalul în modul următor. Semnul mai mic, semnul exclamării, deschidem paranteza pătrată. End if. Închidem paranteza pătrată. Două linii și semnul mai mare. Acesta este un comentariu condițional. Pe noi este tot nu o să ne afecteze deloc. Absolut. Dar în cazul în care cineva o să intre pe Internet Explorer 8, pe pagina asta, el o să vadă mesajul browserului tău, este prea vechi, te rog să-l renoiești. Normal. Cine se mai folosește? Toți știu și cu Internet Explorer și cu Microsoft-ul. Ok, nu-i treaba noastră cum ați vorbit despre asta. Astea au fost comentariile în niște mod. În cazul în care aveți careva întrebări, ceva nu înțelegeți, mă contactați. Ori pe Facebook, ori pe site, ori pe e-mail. Toate datele sunt pe site. Vă mulțumesc! Și nu uitați, like, share and subscribe, it keeps the internet live. Succes!